Vreau să vă arăt o mașină destul de interesantă. Este o mașină care poate zbura. Probabil ați auzit deja despre ea. Se numește PAL-V și este produsă de o companie din Olanda. Doar priviți acest aparat foarte frumos, care cântărește în jur de 910 kg, deci nu foarte mult, dar suficient ca să, dar care are suficientă putere ca să și ia zborul la propriu. Deci va costa 500.000 de euro, destul de mult, dar asta implică și un curs care este organizat de cei de la PAL-V, și anume un curs în cadrul căruia cei care vor procura o asemenea mașină vor putea, se vor învăța de altfel să o piloteze, pentru că este nevoie de ceva capacități concrete de a pilota o astfel de mașină, după cum spuneam. Ei bine, 500 de mii costă această versiune, însă va exista și una ceva mai ieftină. Ce să vă zic, mașina poate fi pregătită de zbor în doar 10 minute. Elicile principale se vor instala automat, în timp ce una secundară, care stă în partea posterioară, dar și restul construcției, vor trebui montate manual. Deci e nevoie de ceva efort. Pentru a-și lua zbor, acest aparat are nevoie de vreo 90 de o distanță care variază între 90 și 200 de metri. Dacă se merge cu ea pe asfalt, motorul de 100 de cai putere face ca mașina să accelereze în vreo 9 secunde și poate ajunge până la vreo 160 de km la oră, consumul de vreo 7,6 litri. În timp ce în aer această mașină deja, motorul, cum ar fi puterea motorului în aer, este de vreo 200 de cai, înălțimea maximă de zbor este de vreo 3500 de metri, este foarte mult, și autonomia este de vreo 500 de kilometri. Cât de tare, se poate ajunge până la București foarte ușor cu asemenea mașina, ai aterizat și ai mers unde ai vrut tu. Viteza maximă în zbor este de vreo 180 de kilometri la oră, însă în același timp, se poate zbura și cu o viteză ceva mai mică, una de vreo 50 de kilometri la oră. Cât de tare este acest aparat, îmi place tare mult, s-a vorbit foarte mult despre el, probabil în viitor toți vom zbura cu mașinile noastre, dar până atunci vedeți și voi, toată lumea lansează versiuni electrice sau plug-in hybrid. Acești olandezi au mers ceva mai departe. Deocamdată atât de la standul PAL-V. Voi nu uitați de concurs, descrierea, link-ul este în descrierea acestui video, și accesați paginile noastre, accesați videourile pe care le facem pentru a avea șanse mai mari de câștig. Mergem mai departe să vedem ce surprize ne-a mai rezervat Geneva.